Dragilor, avem momentul să vă mai arăt un update de la noua casă. Nu e gata, dar sunt schimbări destul de mari. Aici o să vină o oglindă foarte, foarte mare, care am pus riflajul eu personal, după care o să urmeze niște mușchi de la Viu, mușchi cu trâine, nu știu cum se cheamă. Uite, am un baie, o să vă arăt. Hai să vă arăt prima oară baia de serviciu. Fix mușchi ăsta o să fie pe peretele ăla. Ăsta e pus manual, fiecare bucățică pusă în locul ei. Aici o să vină un blat negru și o cuvetă vas, tip vas, pentru că am acurge timp de curge apa asta, că nu știam. O să trebuiască să pun astea, nu știu cum se cheamă, profilele astea în perete, numai că dragul și nu vrea să se apuce de ele odată. Aici e dușul, ca să vedeți că e un pic mai mare decât pare baia asta. Am umplut-o cu oglinzi, după cum se vede și în stânga și în dreapta și în față, când stai pe Căcănescu, vorba lui Dorina, să poți să ai o priveliște frumoasă, adică scrieți la tine. Aici, Dragoș, m-am mai pus bucățile din gresii pe care trebuie să le pună mâine, nu, Dragoș? Da. Hai să vă arăt următorul pentru oaspeți în casă, să fiți oaspeți în casa mea, aici o să dormiți bine. Nu o să arate așa, că nu-i făcut, pentru că deocamdată e depozit aici, ca mare dezordine, în fel de dressing combinat cu ghenă, cu tot ce trebuie. Nu avem draperii încă, dar ce avem foarte mișto, sunt luminile astea de la tavan extensibil, care sunt conectate la prizele și la întrerupătoarele Livolo, pe care puteți să le vedeți aici. Ele funcționează cu touchscreen și sunt super practice. Am testat și cu mâna udă, inclusiv, bine, acum nu sunt ud, dar merge la fel de bine. Designul super modern, de sticlă. Bine, aici mai trebuie niște reparații. Funcționează un pic aproape să vadă Dragoș că nu a făcut cum trebuie pereții, dar, mă rog, la sfârșit, când terminăm cu toată casa, o să rezolvăm micile greșeli. Aici este bârlogul meu, dormitorul, care nici ăsta nu e gata, mai avem multe de schimbări de făcut. Lenjeria mea greșit-o a venit verde, nu trebuia să fie verde, dar o să schimbăm și pe asta pe parcurs. Mi-am pus televizorul super mare să pot să mă relaxez seara cu o bere rece. Apropo, eu nu am optiere, eu am minibar, pot să filmez minibarul. Mi-am pus minibar în loc de noptieră, ca să pot să-mi iau bere, să mă uit la un film bun. De asemenea, și aici tot Livolo e, dar am greșit când am comandat măștile fața aia de tip, am greșit. Aici o să fie total diferit dormitorul, adică o să fie o bucată uriașă de gresie pe care nu știu cum să o urc sus. Gresie, riflaje de renca pe hol, doar că negre, probabil un tapet. Am vorbit cu prietenii mei și o să-mi trimită și o draperie electrică, de fapt suport o scenă electrică pentru draperie. Apropo, la case smart, dacă folosiți codul MOCANU5, o să aveți reducere la toate produsele de pe site și puteți să vă luați și întrerupătoare de la Livolo și draperii electrice și toate device-urile smart pe care le au băieții acolo pe stoc. Mai am bucata aia de sticlă care vine băgat în duș. Hai să vă arăt și baia, pentru că a postat pe de la Home Design Luxury baia și a distrus TikTok-ul în două. Asta e baia, mozaic de la SSAB cu grisie de la Nativo. Asta tot a fost, nu știu, opera mea de artă, este creierul meu. Bine, mozaicul recunosc, m-am inspirat de la Dorian, el mi-a zis și a făcut bine că l-am ascultat. Așa, apropo, nu recomand grisie neagră în baie, pentru că uitați, nu poți să faci nimic, trebuie să cureți în pozitul după ce ieși din baie, imediat. Încă nu am spălat gresia, nu am spălat faianța, nu am spălat mozaicul, nu am făcut nimic, uitați-mi că sunt umbre pe oglindă. Dușul merge doar sus, nu mi-a pus Dragoș dușul, dar poate bune astăzi, că a dus cârți din ăla, nu știu ce șoferie. Nici asta nu e fixată, dar merge, nici asta nu e fixată, mai doriți să vin acolo cabina de la duș. Și cel mai frumos ce-mi place în baia asta e tavanul ăsta extensibil, pe care îl recomand la toată lumea, adică mi se pare, nu știu, unul din cele mai frumoase chestii care poți să le pui în casă. Am comandat în sfârșit dressing, o să vin aici tot peretele ăsta, cât vedeți, o să fie dressing, pentru ca să zuce din colțul de haine am. Aici încă nu sunt hotărât dacă să fac tot dressing de Adidas sau dacă să fac minibar, pentru că minibar am aici deja. Și acolo mai am un balcon mic pe care nu știu ce o să fac, probabil o să fie camera lui Gucci. Nu e foarte spațios, normal am zis că o să fac spălătorie, o să fie mașina de spălat sau uscătorul sau ceva. Deocamdată, nu știu, camera lui Gucci, care nu e la mine, apropo. Și acum, la pizdu rezistans,
De asemenea, și încolo aici o să fie un gri singură. Aici, cel puțin, uitați-vă la logo ăsta, că o să vedeți după. O să fie un... nici nu știu cum să zic. Chestia aia pe care stai să te încalci oricum de care te fie foarte frumos făcută. Am văzut-o pe Pinterest și mi-a plăcut mult. Iar aici este livingul. Aici este Dragoș, aici este frigiderul care trebuie să se întoarcă la iMac pentru că... Și la pieți de rezistanță. La pieți de rezistanță, ca să aveți și în frigider pentru că trebuia să testăm dacă merge. Frigiderul e mișto, îmi place la nebunii, dar... gheață, apă, dar... este prea mare pentru mobila de bucătărie, aici o să fie mobila de bucătărie. Dragoș tocmai a terminat cu de instalat mașina de spălat, pentru că nu mai am rufe curate să plecam cu pantaloni pentru o lună de zile. Asta e masa. Sunt cu cărmasă. Este extensibilă și aici și partea cealaltă. Nu am bucătăria, așa că trebuie să comand mâncare în fiecare zi. De asta o să pun cu caserul de masă. Cerezou, o să vină pus pe perete. O să fie o bucată uriașă de gri și aici, ca cea din dormitor. Riflaje albe, baghete de plastic să meargă un pic cu canapelele care sunt din alt film, nu sunt din filmul ăsta modern. Livingului. Și aici tot tavan extensibil și aici tot încălpătoare de la Ivolo, care tavanele extensibile au o problemă cu, cum se cheamă asta, Dragoș? Cu transformatoarele care se încarcă greu și văd cum mai... Lumina de pe centru, lumina laterală care o să o schimb în funcție de ce culoare vreau eu. Și pe care probabil o să o schimb pentru că nu-mi plac, nu știu dacă se vede pe filmare, dar ele sunt făcute din mai multe LED-uri mici, nu ca asta centrală care e laser, cum ar veni. Și se vede ca un brad de Crăciun. Asta trebuie să rezolv, dar după ce termină cu casa ca lumea. În sfârșit, cea mai frumoasă invenție pe care a inventat-o un rata aer condiționat în 2020. Dragoș, ai vrea tu să fii inventat-o aer condiționat? Am uitat într-o la altă în casă. Da, mă rog, deci două zile am crezut că stau în ser, a fost groaznic și n-am mai putut. M-a rugat de Dragoș, două ori să mă duc aer condiționat. Sub televizor o să vină o comodă, nu știu cum se cheamă, mobilul suspendat în perete, televizorul la fel suspendat în perete, scaunele, mai mult de unică folosință, nu vă recomand de asemenea să vă luați scaune albe sau de piele, pentru că dacă te pui cu un jeans albastru, îți rămâne urma pe el și se folosește foarte greu. Când faci curajul pe mâna la chestia asta, îți rămâne urma acolo. Și ce mai avem? Mai avem narghilea de la narghilele de lux, prietenii mei foarte buni, pe care, nu știu, încă aștept să o savorez, dar n-am mai savurat-o când e gata casa. Iar aici terasa, care trebuia să fie prima, dar a ajuns ultima pe lista de priorități. E destul de spațioasă din căpătoare, poți să fie mai aproape, să filmez. Cu o priveliște foarte frumoasă, deci că suntem în Cernobâl. Cu turnurile astea, dacă nu, fix în Cernobâl sunt. Dar o să fac eu ceva frumos, cum am făcut și în toată casa, sigur îmi... Vorbesc cu Putin să dărâme tot, aia, dar lasă privire și a terasa trebuie să fie frumoasă, să pun niște brăduți acolo ca să nu vadă vecinii pe terasa cealaltă. Probabil o să fie acolo grătar sau jacuzzi, deși Dorian a zis că nu o să folosesc jacuzzi niciodată, sau poate o singură dată și atât, deci cel mai probabil grătar. Canapea de exterior, un baldachin, ceva, nu știu, văd eu. Iar peretele ăsta, nu știu, aștept în comentarii sugestii dacă... Nu mi se pare că peretele ăsta e cam gol. E foarte mult alb și nu știu dacă se lupă cu ceva sau nici în colțul ăsta, nu știu ce să pun. A rămas un pic cu bară de idei. Acum cu o șmecherie pe care îl recomand, asta o recomand la toată lumea să o puneți în casă. Coș cu senzor, frate, ca să nu mai stai cu chestii în mână, să te chinui, să bagi chestii în coș, e foarte șmecher și să știți că nici nu e foarte scump și am găsit ca au și prietenii noștri de la Case Smart un astfel de coș. O să vă atașez, dacă vreți, clanul la bucătărie, o să vi-l pun aici, cum o să arate bucătăria, de fapt pe schiță. Și da. O să vă pun și schița de la dressing de aici și schița de la dressing din partea cealaltă. Suntem în mutare, cum ar veni. M-am mutat aici, m-am cu japca pentru că nu aveam motivația, să zic așa, să mai schimb chestii în casă, să mai fac chestii în casă. Și am zis că dacă o să mă mut aici, sigur o să mă trezesc în fiecare dimineață și asta s-a întâmplat și adevărat. Mă trezesc în fiecare dimineață și zic, bă, astăzi vreau să fac asta, astăzi vreau să fac dressing, astăzi vreau să fac baia. Și sunt mult, mult mai motivat și acum, fi vorba tânăr, nici nu mai dau 600 de euro de lună când am 4 luni și pot să dorm la mine în casă.
am tot ce trebuie deocamdată să pot să trăiesc, să supraviețuiesc. Am un pat, am internet, am televizor, am baie, am duș. Acum am și mașină de spălat și pot să-mi spăl hainele. Apropo, aici gen sunt haine, cred că doar hainele astea au mai rămas curate, rest, toate hainele, restul sunt murdare. E greu la început când te muți, dar merită, pentru că adormi seara în casa ta și te trezești în casa ta. Mai e nevoie de foarte, foarte multă muncă și foarte, foarte mulți bani, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă avem sănătate, putem să le facem pe toate. În prima seară mi se pare că am dormit pe saltea fără zice așa. Chiar nu am nici în momentul ăsta nicio lingură în casă, nicio furculiță, mănânc doar din caserole cu tacâmurile astea de unică folosință. Car singur, ce mi-ajunge nou în casă, cobor ce am, cum se cheamă, de aruncat, mut mobila singur, ce mă mai ajută Dragoș și cu băiatul care ne filmează, dar în rest prietenii zero. Dacă dau un telefon acum și le zic, hai mă să facem un șpiț când termin acasă, să umpli living-ul, dacă îi zic, hai să mutăm ceva sau ajutați-mă să fac ceva, stai că s-a întreabă, stai că nu știu ce, stai că nu știu. Mă rog, așa sunt prietenii și chestia asta, în loc să o privim așa pesimist, mai bine ar trebui să ne gândim că trebuie să muncim mai mult, să avem mai mult succes ca să putem să ținem oamenii lângă noi atâta timp cât avem și noi nevoie de ei, ca prezență, ca, nu știu, ca empatie, să nu ne simțim singuri. Trebuie să avem succes ca să putem să ținem oamenii lângă noi, asta este regula din 2022. Și e și trist, dar te și motivează în același timp ca să ai succes în viață. Ăsta este update-ul. Vă repet încă o dată, aveți la case smart. Recomand cu drag. Chestiile astea sunt super, super, super șmechere, moderne. Cred că au pe mai multe vor, au și pe auriu, au și pe negru cum am în baie, au și pe alb, în albul meu am pus nicăieri. Și mai au foarte, foarte multe chestii. Îmi pare rău că nu a ajuns să draperia electrică să vorbă. Trebuie să puneți atât în canul ce și la sfârșitul cu medici și aveți reducere la toate produsele de pe site. Chiar după vlogul ăsta o să intru să văd ce mai au acolo băieții pe site ca să-mi fac casa smart, cum s-ar spune. Vă pup și să aveți o zi frumoasă și mulțumesc că m-ați urmărit.